Dar fii atent ce noroc am. Că o prind și pe copila care pictează. Să rămână! Am venit să filmăm atelierul cu Zacek. Aici e și Zacek. Pot să continui. Ba da, vreau. Ba da, pentru că foarte fain filmez. Ăsta e atelierul lui Zacek. Prietenul meu bun, care a zis, nu se face să lazi un paragin așa ceva, pentru că vin turiști prin mănăstireni, vin tot felul de oameni și să le pice bine. Aici e tovarășul Zacek, că m-a stăt întrebat cine mi-a făcut mobila aia de bar. Ăsta e mănăstireniu. Asta e biserica super faină, de care vă povesteam că a venit un domn din Galați să instaleze un cablu. Și când i-a zis preotul, ai grijă, domnul, că e de 800 de ani. Domnul din Galați o zis, du-te, domnul, cu 800 de ani, că în România nici nu exista pe atunci. No, dar e așa un fragment anecdotic. Uite ce fain arată. Și fetița de acolo, începută la pictură, face un lucru foarte fain. Asta era o paragină. Îmi zici două, trei vorbe? Că ai zis că pentru turiști ai făcut, o să nu fie... A, și nu numai pentru turiști, și pentru localnici, pentru că asta era casa de cultură a reformaților și... Asta mică. Da, și toată lumea are amintiri foarte frumoase despre clădire, cât a fost casa de cultură. Acum e atelierul meu, dar am zis că merită clădirea să fie restaurată puțin și să se dea o formă mai prietenoasă. Și fetița care filmează e fetița din vecini. Da, fetița din vecini, fetița care este talentată și... Să știi că mie îmi place foarte mult ce faci și filmez pentru că așa trebuie să arate peste tot. Și să știi că și eu ți-aș da o lucrare de asta, să, pe bani, evident, să faci. Serios vorbesc. Tu câți ani ai? 15 ani? Da. Foarte fain. Mulțumim foarte mult pentru ce faci. Asta e o chestie foarte, foarte, foarte faină. Nu vezi? De ce n-ar arăta satele noastre așa? Ce vă arăt acum e din Cehia. Doamna din imagine are 93 de ani și pictează și pictează și pictează. Să ne mirăm și să luăm un pic de exemplu. De-aia Cehia arată așa cum arată. Nici nu se vede că o trecut prin comunism. Să ne vină și nouă mintea la cap. Meane către șură. Și acum, Musai, o să meane să vă arăt șura. O să vadă prima dată casa, dar casa nu vreau să vă arăt, că e o filmare separată. E o minune de casă restaurată. Tot Zacek a făcut-o. Și dacă îi vedeți șura, o să vă dați seama cum trebuie să arate o șură în Ardeal. Da, și în Bucovina, și în Moldova, și în Dobrogea, și în Muntenia, și în Oltenia, și în Banat, și peste tot. Nu, uite ce fain. Dar vă arăt imediat. Deci, Musai, să vă arăt acum șura, da? Și șură de adevărată, îmi țin cablurile ca o mireasă trena. Mă duc cu Zacek acolo. Musai, să vedeți. Uite, vezi? Ăsta e un loc simplu de făcut, fiecare poate să-și facă în curte. Niște fostăne, adică niște lemne de astea mai groase, un pic de piatră găsești peste tot și un loc de sala la foc. Și dacă ai și o fântână, poți să o faci așa, că arată bine. Da? Dacă ai și o sobă acolo, poți să o faci, să o pui acolo, să-ți pice bine când intri în curte. Da? Și dacă ești artist ca Zacek și găsești o scorbură de asta, asta trebuie să o vedeți. Da? Ia uite. Are și talanga potrivită. Și acolo e o chestie foarte importantă. Aia e scoasă din sufletelul meu. Da? Transilvania Erde Siebenbürgen. Și din ce în ce mai multă lume înțelege să-și pună drapelul regional, că e al Transilvaniei, că e al Bucovinei, că e al Moldovei, că e al Banatului. Pentru că până la urmă nu înseamnă să te excluzi dacă ai drapel regional, și să aduci plusul ăla de cultură. Și acum Zacek o să vă explice ce-a făcut el aici. Așa trebuie să arate
O șură, zic eu. Mare lucru n-am făcut, că șura era ridicată, dar tot ce am găsit am... E un mic muzeu. Am adunat și mai tot adun. Plus anumite lucrări ale mele și așa combinat un fel de... Mic muzeu. Muzeu unde sătesc. Mai poți să stai și jos. Dar vezi, chestiile astea faine, uite. Asta cum era mai de mult, să te speli înainte de masă. Furcile de luat, zic fânul, ca să nu zic, că ar trebui să iei pe 2-3 minimum de prin politică în ele. Uite, aici dacă vedeți sticle și pahare pe masă, astea sunt ale noastre, că am băut un suc de soc. Soc. Da. Stai mă să mă pun așa. Sau nu așa. Eu v-am spus că nu sunt priceput la fazele astea. Da? Și uite, o mulțime de chiclazău trebuie să-ți aduc și eu. Ăsta e foarte fain. Astea sunt tot felul de... de rădăcini sau ce? Scorburi. Scorburi. Și ăla cred că e premergător pentru copil. Da, nu? E premergător, da. De la da. Vechi. Vechi, da. Foarte da. Fain. Încă se făcea hâța. Vezi câte chestii faine? Și astea de unde le-ai găsit? Aici, prin sat. Unele erau aici, în imobilul respectiv, și restul prin sat, de la oameni. Am mai primit cadou când au văzut că tot adun. Așa primezi acum chiclăzaie de peste tot. Asta e făcută recent, tu ai făcut-o? Da. Trebuie să știe lumea că noi suntem în Țara Călatei, Călătoseg, o să-mi dai mie, Călătoseg, lângă Cluj, ținutul de suflet al lui Coșcarui, cel care voia să facă o mică elveție din Călătoseg, din Țara Călatei, și pe care acum românii o redescoperă, maghiarii au redescoperit-o mai de mult și au conservat-o, o redescoperă toți cu mare bucurie, tata. Uite. De afară zici că e șură. Și sunt foarte faine chestiile astea. Aici există traforul. Și nu numai la noi. Și în Bucovina. Uite. Recuperat. Că era păcat de el să fie aruncat în foc. Și ăsta e stâlp de poartă, așa? Da. Este un stâlp al porții care dincolo e pus pe perete poarta. Au vrut să le arunce. Și l-am recuperat, deci tot ce-i vechi trebuie recuperat și menținut. Acolo în front este pus pe perete partea de poartă și este, celălalt este stâlpul de la poarta mare. Dar cum se gândesc oamenii totuși să le arunce chestiile astea? Au vrut să-l pună pe foc, nu știu cum gândesc. Abar n-am. Și-și fac poartă de fier. Da. Sau orice altceva, dar nu contează. Uite și căruța asta ce faină e, și asta e veche. Da. Asta la ce folosea? La lemne, cred că, sau la ce? La jucării? Nu știu ce funcționalitate. Asta este dintr-un alt sat adus, căruța asta mică, dar acum mai bun pentru suport de flori. Dar vezi câte chestii faine? Dacă am fi foarte atenți cu ele, cum am avea noi, știi, partea de istorie pe care o găsim la austrieci, la francezi, la cehi, la unguri, la sloveni, ei recuperează tot. Noi nu mai știm cum să punem inox și plastic. Uite ce fain e și asta. Pentru păsărele, iarna aici le pun de mâncare. Eu vreau să vă arăt toate chestiile astea, pentru că mulți m-ați întrebat și pe și public și privat. Unde îl găsim pe Zacek? Unde? Dar cine face? Cine a făcut mobila aia? Cine a făcut o chestie asta? Vreau să vă zic că Zacek lucrează numai cu natura. Da, scorbura aia imensă de acolo. Asta mie îmi place la nebunie. Da. Lucru pe care un om cu imaginație le poate face. Uite, ăsta poți să-l faci acasă. Scorbura era la niște prieteni și s-a aprins partea din spate, că era lângă un loc de foc și trebuia scoasă din pământ. Și a vrut să-l taie pe foc, norocul că unul s-a gândit că
oare nu-mi trebuie mie? Și să te-am rezemat ani de zile lângă ea și acum am zis că... Uite ce fain e. Să-i redau altă funcționalitate. Da, să o faci artă. Da, am văzut că lumea oprește și face poze în fața casei tale. Mai fac, da, mai opresc. Cam așa trebuie să arate o șură. Vezi? Sau cel puțin așa aș dori eu să am o șură. Dacă aș avea o șură, așa aș face-o. V-am pupat. În episodul următor vă arăt casa. Restaurată de Zacek. Dar restaurată, nu văruită. Sau nu numai văruită. Și ăsta îi? Chișlani. Chișlani. Iere. Ăsta așa sare pe mine de câte ori mă vede. Ori de bucurie, ori simte nevoia să mănânci un pic de carne. Dar asta mă face mortadela dacă mă prinde. Hai, Chișlani, hai! V-am pupat. Să aveți sănătate!